Ideea este că nu vreau să se înțeleagă, Doamne ferește, că am cumva vreo atitudine în astea, că sunt eu vreo profesoară de fitness, Doamne ferește, nu. Eu doar sunt un om care face sport de foarte mulți ani, sunt dintr-o familie de sportivi, într-adevăr, pentru că mă pasionează foarte tare să fac sport din multe puncte de vedere, mă simt bine psihic în primul rând și fizic. Cred că e foarte sănătos și chestia asta o să mă facă să fiu mai longevivă, oricum. Dar tu faci sport, că am văzut că sunt oameni o nouă modă să-ți iei antrenor personal și să vorbești cu el o oră. Adică gen în loc de psiholog. În loc de psiholog vin la sală, da, da. Doar că te îmbraci mai lejer. Ce facem astăzi? Ce băgăm? Probleme cu soția. Deci fii atent. Și stă o oră așa. Deci este incredibil. Fii atent, da? Și ce mi-a făcut, da? Aia. Nu mai dat în casă, că ești, acum ești patron de sală. Păi nu, da, dar eu mă duc, vine lume. Mă duc și văd ce se întâmplă. Da, sunt foarte mulți care nu înțeleg de ce după un an, doi de sală arată la fel, n-au niciun rezultat. Ba, mai multe și îngrași, uite cazul meu. Fac pauze foarte mari, stau pe telefon, vorbesc 5 minute între serii. Sau dacă nu mănâncă ce trebuie. Da, dacă nu sau faci nu mănâncă ce trebuie, da. Nu se întâmplă lucruri. Plus că mai dieta e foarte importantă și eu oricum cred că știe toată lumea chestia asta, că degeaba te duci la sală dacă ajungi acasă și mănânci 3 savarine. Da, da. Sau adică, până acasă treci pe la o șaurmărie, frumos, mai te mai duci. Mai și un covrig, mai bagi o șaurmă, da. Mănânci și un ecler. Uite, eu în seara asta am mâncat un ecler. Mă simt vinovată. Băi, da, muram de poftă. Puteai să o lași până la capăt, să dai exemplu altora. Eu 4 bombane. Nu, dar știi care e treaba la mine? 2018 încă nu s-a încheiat. Aha. Și mă simt de foarte obosită. De pe Papua Noua Guinee. Nu, nici la Vica nu s-a încheiat, să știi. Pe sunt foarte obosită, sunt foarte extenuată. Ce e pe calendarul rus? Da. Deci voi sunteți acum între Crăciun și Revelion, nu? Da, cam așa. Dar încă mai aveți la voie piftie. Da, știi că la ruși Crăciunul e pe 8, nu? Păi asta cu Vica, pe Vica mai are până la Revelion. Da, da. Deci, ok, Crăciun fericit, iubire. Mulțumesc frumos, mulțumesc. Așa că abia acum putem să ne apucăm de sală după ce am trecut și de Crăciunul lor. Da. Și gata. Și uite, în loc să putem să punem alea, stai că eu trebuie să mă întorc cu scaun cu tot să le văd. În loc să vă duceți la sală și să dați bani pe la instructori, are Anda bunăvoința de a vă arăta gratis în seara asta. Ce? Un cum set stau de vorbă fetele pe niște bănci? Un set de exerciții de bază, minimal. Hai așa, să zic din de, care la să... ce, de la ce am pornit. În primul rând am o colecție de salopete de fitness, fetele sunt îmbrăcate astăzi cu ele, pe lângă colecția aia de costume de baie luxury. Ah, fel, ele? Pietre, da. Nu suntem chiar la fel. Și salopete de sală, adică poți să te duci la sală, dar să arăți și super cool și e important. Am vaga impresie bine. Că multă lume de-aia să cam duce la sală. Adică da, e important să te simți bine. Să-și găsească ursitul, nu mai e cu, bă, nu da, mai e cu busuioc, cu exact. Pernă, e cu sală acum. Auzi, hai să zic ceva. Da. Când vezi două fete că-ți vin așa și arată în hală. Mai arde de făcut? Aia vreau să zic, mă, dar cine se mai poate concentra? Și corect și vezi că au rezultate, băi, parcă un pic așa te enervezi, știi? Adică eu ca fată, dacă mă duc în sală și o văd pe te nervezi deloc, le abordezi. Este mă ambiționează și mai mult. Nu, sincer, chiar cred că e important ca păi tu gândești ca o femeie, eu gândesc ca un bărbat. Exact. Dacă vezi două fete așa și lucrează, nu mai lucrezi. Nu te enervezi, le abordezi. Adică ce faci, draga mea? Păi, până imediat la urmă, de fapt, rezultatul e unul foarte după bun. După ce vezi două fete. Da, nu trebuie. Da, exact. Mă rog, asta e părerea mea. Trei luni de sală am dat divorț, cam asta e. Părerea mea despre unele persoane și participanți, unii participanți la sală. Glumesc, bineînțeles. Ar fi bine să te duci la sală, să te duci la sală. Nu să agăți sau să... Dar ca și orice alt loc de pe planetă, poate fi un loc propice pentru legat da, prietenii. Se pot întâmpla și altfel. Da. Nu le lăsați pe verde, că se văd mai frumos, se asortează cu Adidas. Păi le lăsați pe verde? Păi da, aia e fața. Și fiare, salopete, am adus, Vică, e o salopetă superbă, așa. Tot deci, verde. Pe lângă, tu ai venit la finalul sezonului trecut cu acea colecție de... Costume de baie. Acum dar te-ai... le aveam și pe cele astea de sală, doar că am zis că în prezentarea aia să nu amestec lucrurile. Dacă intrați pe Adam & Eve Swimwear pe Instagram sau pe website sau pe Facebook, o să găsiți acolo tot ce avem. Eu merg în salopetele mele la sală pentru că le fac fix cum îmi plac și în așa fel încât să și arăt bine, să mă strângă, să fiu frumoasă când mă duc la sală și să știu că atunci când lucrez se vede și bombeul cum trebuie și e treaba păi bună. Păi vezi, deci te duci cumva să te și afișezi. Dar vroiam să-ți spun așa, că sunt foarte mulți oameni care îmi scriu că ce mănânc. De câte ori mă duc la sală? Ce gen de antrenamente fac? Și atunci ce m-am decis? Dacă tot fac vlog și dacă tot m-am apucat de chestia asta, mi s-a părut un subiect interesant să-l dezvolt pe canalul meu de YouTube, unde dacă nu ați intrat și o să vă placă ce vedeți acolo, nu uitați să apăsați și voi butonul ăla de subscribe și clopoțelul. Da. Așa, în fiecare luni noi lansăm un episod nou de vlog. M-am gândit așa.
pentru toate fetele, pentru că sunt foarte multe fete care îmi scriu, să fac episoade de vlog în care să arăt cum se pot antrena. Pur și simplu, eu m-am inspirat de foarte multe ori. Uite, apropo de asta, să știi că am foarte multe tipe din Rusia care fac fitness de performanță, pe ce care sală? Eu le urmăresc. Ce sală? Nu le găsești aici în România. Scuze, m-a luat. Trebuie să pleci puțin în Rusia. Cam turet. Dar pe care le urmăresc, mă inspir de la ele ca și... El vrea să fure clientela, înțelegi. După Revelionul meu pleci, Bărda, lasă așa. A, după Revelionul ei... Ica, ai și noi un autocar de cliente la el acolo. Ok, ești aproape de casa mea, poate le... Mă atrag și băieți la sală. Da. Păi, hai să facem așa. Băi, te încadrezi, ai față de rusnac, așa. Dar știu. Tatuat, recuperator. Direct din filmul care trebuie. Rachet. Avem patru fete, doar trei aparate. Nu știu am niște episoade, știi cum se cheamă? Cum se cheamă? N-ai fost informat? Nu. Știi expresia? Ba da, dar te las pe tine să zici. Kiss my ass. Așa. Eu n-am putut să spun asta, că e vorba de fitness și e vorba de cum este lucrăm. Este fit my ass. Bombeul, da? Și picioarele, care contează cel mai mult la fete. Și atunci am numit episoadele de vlog Fit My Ass. Da, adică foarte frumos. Să ne facem un joc de cuvinte frumos. Fit și să arătăm bine. Da. Și am deci, acum un tu ești... episod și pe anul ăsta. De... Da. V-am dat câteva imagini acolo. Deci în fiecare luni, cei care vor să vadă... Ce ați văzut voi aici, n-am lansat încă, o să urmeze. Dar astăzi, dacă tot am venit aici la voi în platou, le-am îmbrăcat pe fete în salopetele din colecția exact, mea. Facem un promo. Da, și facem e păcat și niște exerciții de fund, atât cât putem, pentru că foarte multe sunt importante. Luați-vă tot timpul.